Cu capul în nori, un podcast de Alexa Stănescu. Salut! Bine te-am găsit la un nou episod al podcastului Cu capul în nori. Suntem în perioada în care căutăm cadouri pe sufletul nostru și al celor dragi, acel cadou care să stârnească emoție. Aș vrea să încep cu o provocare care te poate ajuta să alegi anul acesta. Să schimbi puțin perspectiva atunci când alegi un cadou și să ne gândim la alți factori. Cel mai important ar fi sustenabilitatea. Știu, oare asta înseamnă să renunțăm la magie pentru că ne dorim cadouri frumos împachetate, iar hârtia de împachetat știm că este una dintre cele mai mari risipe care se face în perioada sărbătorilor? Vorbim despre cum să ne pregătim de sărbători și cum putem face alegeri mai bune și mai blânde cu planeta în goana Crăciunului și în febra cadourilor. Ca de obicei, în această serie a podcastului Cu capul în nori, alături de mine este Teia Ciulacu, președinta Asociației Viitor Plus și invitată special astăzi, Doris Stroiescu, manager al proiectului Bine Primit. Un alt fel de magazin online care adună la un loc produse ale mai multor producători care împărtășesc misiunea de sustenabilitate din mai multe perspective. În primul rând, sunt unități protejate și vă spun imediat ce înseamnă acest lucru. Dacă alegi un cadou făcut de oricare dintre organizațiile de pe Bine Primit, tu asta faci. Mai mult decât faptul că vei da un cadou mai departe, o să faci o faptă bună. Proiect realizat împreună cu Asociația Viitor Plus. De multe ori este stresant să alegem un cadou. Petrecem la propriu ore în șir, arată studiile, să căutăm un cadou ideal pentru soț, copii, soră, mamă, mătușă, tată și apoi pentru cercul de prieteni care se tot extinde. Apoi intervine așa numitele obligații de serviciu, școala copiilor, atenție, Secret Santa. De câțiva ani a ajuns și la noi acest consumerism american și e de neoprit. Cum intri într-un magazin, pleci cu ceva legat de Crăciun, chiar dacă ai sau n-ai nevoie. Intrăm în febra sărbătorilor. Vrem să cumpărăm cadouri parcă la fiecare pas pentru multă lume, deși nu știm dacă au realmente nevoie de acel cadou. Parcă ne amintim brusc de toate cunoștințele și fiecare vizită undeva trebuie să fie presărată cu un mic cadou, fie că e o ciocolată sau un vin. E în regulă cât timp ne dedicăm căutării unui cadou și nu ne gândim doar că trebuie bifat acest lucru, eventual și sub o sumă modică. Acestea fiind de regulă principalele criterii, mai ales când cumperi cadouri unor prieteni sau colegi de serviciu la Secret Santa. Dacă încă nu ai organizat Secret Santa cu colegii sau cu prietenii, Teia ne dă o idee foarte bună și cumva dintr-o altă perspectivă. O să vă surprindă, așa că vă rog doar să fiți deschiși și să îi ascultați argumentele până la capăt. Tot ce ține de, nu știu, partea asta de consumerism, nu mai doar când cumpărăm cadouri, cred că atunci când cumpărăm orice, ar trebui să plece de la întrebarea dacă chiar avem nevoie de lucru respectiv, dacă nu avem alte opțiuni, mai sunt și alte alternative, însă e foarte greu să te abții de la, nu știu, a consuma, a lua ceva nou, de exemplu, în perioada de sărbători, deși, uite, o să vă zic un obicei pe care îl avem în Viitor Plus și care îl facem și într-un program educațional cu tinerii de mediu, și anume Târgul de Economie Circulară, cum îl numim noi, cred că am povestit de el și la Ecoprovocarea. Ne aducem de Crăciun obiecte de acasă pe care deja le avem. Cumva toți avem lucruri pe acasă care încă sunt în stare bună, dar care poate nu ne mai trebuie. Cărți care le-am citit acum mult timp și care poate ar fi drăguț să le citească și altcineva, un obiect de decor, un obiect, nu știu, electrocaznic, un joc, chiar și haine, dacă vorbim de copii care ne cresc și le rămân hainele mici. Deci orice bun, dacă facem așa, stăm o jumătate de oră să ne uităm prin casă, o să găsim multe lucruri drăguțe, dar care sunt mai puțin folosite. Și genul acesta de obiecte ne aducem la târgurile noastre de Crăciun, facem un aranjament cu toate cele, cu ce vine fiecare, 1, 2, 3 obiecte poate să aducă fiecare și la sfârșit licităm pentru ele, ne punem bilețele cu numele în dreptul lucrurilor care ne-au plăcut sau de care considerăm că avem nevoie. Și dacă nu,
punem pe nimic. Sau putem să facem trei lucruri și să plecăm cu unul singur. Deci e un matching între lucruri care deja există, care nu mai trebuie cumpărate încă o dată, care nu mai generează altă poluare când vor fi făcute și în același timp o să ne bucure. Nu mi-a De fiecare dată oamenii au plecat foarte fericiți cu genul acesta de cadouri primite la schimb și asta facem de ani de zile de Crăciun cu colegii noștri. Și spuneam că asta e o metodă pe care o folosim și în ecoprovocarea, unde tinerii poate să facă lucrul ăsta în beneficiul unor cauze sociale, să strângă astfel de lucruri pentru copiii din grupuri vulnerabile și așa mai departe. Deci nu trebuie neapărat să luăm lucruri noi, atât timp cât sunt în bună stare. Aici trebuie să facem niște sublinieri că sunt importante. Nu le dăm lucrurile care sunt, mai știm multe situații unde se fac colectări de cadouri de Crăciun și lumea se scapă între ghilimele de gunoaie. Nu e cazul și trebuie să tratăm aceste obiecte fix ca un cadou pe care ne-ar plăcea nouă să-l primim. Într-o stare bună, curățat, funcțional, util și așa mai departe. Nu e așa că e revelatoare această idee? Că putem face un cadou din suflet și fără să fie ceva cumpărat din magazin, dar să fie nou. Există posibilitatea să găsim ceva care să-i placă unei prietene, dar care nouă să nu ne mai folosească și să îl avem deja? Poate avem cadouri primite și pe care nu le agrem, dar s-ar potrivi de minune altcuiva. Eu am participat la un astfel de târg, chiar organizat de Viitor Plus, am adus o carte și un parfum nedeschis, care nu era pe gustul meu. Îl primisem cadou. Era să plec cu un expresor de acolo, căci era și așa ceva pe la târg, dar am luat la schimb ceva pentru copiii mei, care știu sigur că le-a plăcut. M-am simțit atât de bine că am făcut un schimb și că am primit ceva ce vor folosi copiii, iar eu nu mai văd sticla aia de parfum nedeschisă în casă și care sigur acum a ajuns la cineva care chiar și-a dorit-o. Cumva am reușit să rup acest lanț al obiectului care nu era deloc folosit. La fel putem face și cu cadouri primite care nu ne plac. Țineți-le și redăruiți-le unei persoane potrivite. Până la urmă, țineți minte că și părinții noștri făceau asta. Ei bine, dar cum alegem un cadou în cazul în care această soluție nu e una valabilă? Să spunem că nu găsim nimic compatibil. Etapa a doua a sustenabilității de Crăciun. Al doilea cel mai bun lucru este să te uiți pe nevoie, din punctul meu de vedere, pentru că altfel poți să cumperi orice, indiferent care ar fi criteriul, prețul cel mai mic, mai mare, că e drăguț, că e la ofertă, că dacă cumperi ceva de care persoana respectivă nu are nevoie, degeaba face achiziția respectivă. E un gest drăguț, într-adevăr, dar cel mai probabil va ajunge undeva într-un colț de casă, uitat sau cine știe ce se va întâmpla cu lucrul respectiv. Deci, eu zic că merită să faci cadouri acolo unde poți să ai un dialog cu persoana care va primi și să știi cam de ce are nevoie, să cunoști omul, să fie... Oricum, cadourile cu adevărat faine sunt alea făcute din suflet, care au o importanță, o relevanță și atunci ar trebui să știi recipientul sau dacă nu știi, măcar să-l întrebi ce ai nevoie și să faci o achiziție în cunoștință de cauză. Și după nevoi, aș adăuga la nivel, de-abia acum, criteriile următoare cu cadoul în sine. Da? Dacă vrei să iei, de exemplu, nu știu, că suntem acum în sezon de sărbători, produse cosmetice, că știi, este o fată drăguță, o doamnă, dichisită, cochetă, îi place să încerce lucruri noi și așa mai departe. Acum sunt tone de produse și variante pe piață despre cum poți să iei un produs cosmetic. Și dacă începi să te gândești și la alte criterii în afară de preț, care vrei, nu vrei, va fi în căpșorul nostru sau al tuturor, că fiecare are un buget de drămăluit, e importantă să ne gândim la cadou în sine și ce impact are el pe mai departe. Din ce produse a fost făcut, da? De unde vine, câtă distanță a parcurs și asta, câtă amprentă de carbon înseamnă ca să ajungă în mâinile tale, a fost testat pe animale, da sau nu, adică sunt foarte multe criterii etice în spatele producției de lucruri, de orice fel și cu atât mai mult atunci când cumperi un cadou, îți dorești ca acel cadou pe care îl faci să producă nu doar o bucurie la cel care l-a primit, ci să lase și ceva bun în urma lui în felul în care a fost produs și felul care a ajuns la tine. Și asta este
motivația noastră din spate pentru care am pornit acum câțiva ani de zile această inițiativă și acest program Bine Primit. Proiectul Bine Primit este o afacere socială. Are unități protejate. Înseamnă că, deși costul unui produs este mai mare decât al unui făcut în serie, de fapt susții un salariu decent pentru o persoană cu dizabilități care are același drept ca și tine să lucreze, atunci când alegi să cumperi un produs de aici, explică Doris Stroiescu, managerul proiectului Bine Primit. Am început în 2015. Inițiativa a pornit inițial de la un proiect foarte drăguț. Eram într-un program cu mai multe ONG-uri din România, ne-am întâlnit, discutam fiecare ce probleme avem, ce business-uri sociale avea fiecare dintre noi și ce dificultăți aveam să intrăm pe piață în general, pentru că afacerile sociale, pe lângă faptul că adresează aceleași nevoi ca orice business obișnuit, au o sumedenie de alte impedimente la a ajunge la consumator. Nu numai partea de promovare, pentru că ele vin în general făcute de organizații. Organizațiile, cum știi, nu prea au bugete să se promoveze, n-au cum să ia fața companiilor. Mai mult decât atât, noi lucrăm de cele mai multe ori cu persoane defavorizate, avem în spate și o cauză, da? Deci avem niște restricții pe care ni le autoimpunem și atunci ajungem ca produsele noastre să fie de cele mai multe ori mult mai scumpe decât produsele similare care sunt făcute de corporații. Pentru că lucrăm cu persoane care au limite în ceea ce privește productivitatea, pentru că ne autoimpunem să le oferim niște salarii decente și etice, da? Nu mergem pe salariu minim pe economie. Sunt foarte multe lucruri care se adaugă în costul produsului și ajung ca, dacă vrei să cumperi o sacoșă de la atelierul de pânză, ea să coste mult mai mult decât una fabricată în China, din rațiunile pe care le-am povestit acum. Deci, în general, produsele făcute de business-uri sociale, dacă au aceeași calitate cu ceea ce se întâmplă, cu ceea ce vine de la corporații, ele sunt mai scumpe, din rațiunile de aici. Și pentru noi e de fiecare dată foarte complicat să povestim, să ajungem la cel care va cumpăra și să explicăm, uite, cum prețul e primul criteriu pe care tu îl vei lua în calcul, hai să-ți povestim de ce avem prețul ăsta mai mare decât ce ai putea găsi pe piață și de ce să ne alegi pe noi? Pentru că alegându-ne pe noi, tu din banii aia o să sprijini existența unui loc de muncă pentru o persoană care are la fel de mult drept ca și tine să ducă o viață demnă și să fie independent. Dacă vorbim de persoane cu dizabilități, sigur că vorbim de multe alte tipuri de misiuni pe care afacerile sociale și le îndeplinesc prin vânzarea acestor produse. Și revenind la Bine Primit, cum ziceam că ne-am întâlnit mai multe organizații, am zis ok, hai să mergem împreună într-un efort din ăsta cumulat de a ne promova și de a arăta ce înseamnă afaceri sociale în România și să facem niște pachete de Crăciun doar cu produse de la business-uri sociale. Între timp am mai inclus și mici afaceri, inițiative antreprenoriale românești. Sunt destul de puține, majoritatea produselor de pe Bine Primit vin de la întreprinderi sociale sau ONG-uri. Și am ajuns acum să avem 14 organizații alături de noi. Cauzele sunt diverse, de la copii, susținerea unor copii care provin din medii super defavorizate, cum e Inimă de Copil, Fundația de la Galați, la, nu știu, ulei reciclat și persoane care vin din medii defavorizate, Oil Right, persoane cu dizabilități, Oforii, la fel persoane cu dizabilități, Cafeaua de la Opia, foarte multe inițiative, fiecare are în spate câte o misiune, Atelierul de Pânză, nu mai spun persoane cu dizabilități din nou. Ca idee, uite, cred că 2/3 dintre angajații noștri sunt în acest moment persoane cu dizabilități, fiindcă există o restricție și legată de numărul de ore pe care ei trebuie să-l aibă. Deci, practic, avem mai multe persoane cu dizabilități, cred, în atelier decât cu alt fel de abilități. Ce înseamnă însă o unitate protejată și de ce costă mai mult produsele? Unitățile astea protejate sunt forme de organizare în care minim 30% din angajați sunt persoane cu dizabilități. Și în același timp, nu doar asta e important, ci și că numărul total de ore pe care acele persoane cu dizabilități trebuie să-l îndeplinească, da, într-o lună, cât lucrează, trebuie să fie jumătate.
Și chestia asta duce ca, de fapt, restricția sau numărul de locuri de muncă să fie mult mai mare. Lumea nu știe de cele mai multe ori, fiindcă nu e un aspect foarte discutat în România, în societate. Cumva persoanele cu dizabilități sunt invizibile. Având o dizabilitate care, încă o dată, nu trebuie să fie vizibilă, nu înseamnă că ești în cărucior dacă ai o dizabilitate. Poți să ai o dizabilitate dată de o boală cronică, cancer sau orice altceva. Dacă ajungi să ai o boală cronică, nu trebuie să fii închis în casă să nu mai poți să te autosusții. Poți avea un loc de muncă decent într-o astfel de unitate protejată, în care însă nu ai voie să lucrezi decât un număr de ore. Da? Deci comisia medicală spune, ok, tu ești în regulă, poți să lucrezi 4 ore pe zi, tu poți să lucrezi 6 ore pe zi. Celălalt poate să lucreze 8, în funcție de dizabilitatea pe care o are. Cum pentru ca angajator e foarte complicat să armonizezi numărul de persoane cu numărul de ore pe care ei îl pot lucra, să asiguri condițiile în care oamenii ăștia pot lucra, că trebuie să ai în minte faptul că au nevoie de niște facilități. Fac o paranteză. Aveam o colegă care era surdomută de când se născuse. Și sigur, ca un om cu toate simțurile in place, aveam senzația că sigur o să ne înțelegem scriind. Da? Dacă îi scriu pe foaie de hârtie, ea o să înțeleagă. Și am avut surpriza, șocul, aș spune eu, să-mi dau seama că limbajul mimico-gestual este un alt tip de limbaj complet diferit de limbajul nostru și că persoana respectivă nu înțelegea ceea ce îi scriam eu pe foaia de hârtie pentru că îi lipseau cuvintele de legătură. Ea nu le auzise niciodată, n-avea cum să-și facă conexiunile respective. Deci sunt foarte multe lucruri, asta vreau să spun, care împiedică ca o persoană să ajungă să aibă un loc de muncă. Și în mod special în România, unde aspectele astea nu sunt foarte bine comunicate și cred, dacă mă întreb pe mine, că există o lipsă de empatie generală la nivelul societății. Nu avem chestiunea asta de mici, nu mergem la școală cu copii cu dizabilități în aceeași clasă cât să înțelegem și să ni se formeze deprinderile astea de a avea empatie față de oamenii care sunt exact ca noi, dar au alte abilități. Așa ar trebui pusă de la bun început. Și rolul nostru acum este să încercăm să convingem că este dreptul lor să aibă un loc de muncă și mai mult decât atât este o onoare să ajungi să susții un astfel de loc de muncă. Deci dacă alegi un cadou făcut de oricare dintre organizațiile de pe bine primit, tu asta faci. Mai mult decât faptul că vei da un cadou mai departe, o să faci o faptă bună. Pe site-ul Bine Primit găsim produse textile realizate de atelierul de pânză, sacoșe care nu seamănă una cu alta. Modelele sunt foarte diverse, inedite și costă de la 45 de lei în sus. Calitatea lor este foarte bună, sacoșa o poți folosi și ca o geantă, nu doar ca o sacoșă de cumpărături. Mai găsești cosmetice, decorațiuni, produse de panificație de la o afacere socială, Mama Pan, acolo unde lucrează mame singure care reușesc cu greu să-și păstreze un loc de muncă sau care au și alte dificultăți. Tot pe Bine Primit găsim și pachete de Crăciun, de exemplu pachetul denumit Gusturi de acasă, care conține o sacoșă cu burduf jos cu motive de Crăciun, pălincă de pere, miere, sărățele cu cașcaval și ciocolată cu mentă și cozonac. Ne autorestricționăm să avem doar produse de la întreprinderi sociale din România sau organizații din România, trebuie să spun că e foarte greu să ne găsim parteneri, pentru că o afacere socială în România e foarte greu de dus. Spuneam de ce. E mult mai greu de dus decât un business obișnuit. În portofoliu avem și exemple de întreprinderi sociale noi înființate care sunt de succes și cu care colaborăm foarte bine, cele două pe care le-am menționat, Oil Right și Ofori. Dar avem o limitare aici în ceea ce privește diversitatea produselor pe care le-ați putea găsi pe site, tocmai pentru că nu există foarte multe întreprinderi sociale din România cu care am putea colabora. Dar am adăugat de-a lungul timpului mici producători și aici aș menționa Helin Valo de la Fundația Civitas. Ei sprijină un proiect micuț de producători din Secuime. Îi avem pe site și de la ei luăm produse alimentare.
Mai au băuturi speciale, jucării foarte drăguțe umplute cu lavandă, genul ăsta de mici produse care ne ajută pe noi să avem un pachet cât mai drăguț pentru cel care vine să cumpere de pe bine primit. Să vă mai dau câteva exemple și eu. Mai găsit și un penar realizat dintr-un banner publicitar reutilizat. Lumânări făcute din ulei reciclat de către o afacere cu angajați din mediul defavorizat. Ba chiar există și un kit special pentru a face propriile lumânări. Împachetatul cadourilor poate fi un lucru frumos care să dea magie cadoului, însă hârtia de împachetat reprezintă unul dintre principalele elemente de risipă de sărbători. Se folosește multă și se aruncă aproape imediat. Nu este nici biodegradabilă și nici sustenabilă în majoritatea cazurilor. Dar noi, părinții, vrem să ambalăm multe cadouri pentru că ni se pare că acest lucru le aduce o bucurie în plus copiilor. Nu știu dacă, statistic vorbind, este așa, dar dacă vrem totuși să le împachetăm, Doris ne explică cum putem alege o hârtie care să fie reciclată. Rar vezi hârtie de ambalat, de exemplu, și să fie certificată FSC sau să spună cineva, domne, uite, hârtia asta nu are plastic pe ea, o poți recicla după. Aspecte pe care nu le luăm în calcul noi, dar cred că nu le luăm în calcul pentru că nu ni se atrage des atenția asupra lor și poate că am reflecta mai mult la ceea ce cumpărăm dacă ni s-ar spune mai des la ce să ne uităm sau de ce e important să alegem înțelept. Spune-ne, te rog, la ce să ne uităm, ce înseamnă acest FSC? Eu nu mai cumpăr hârtie de împachetat, de niciun fel. Am început prima oară, n-am mai cumpărat din aceea din magazine, după care am cumpărat din aceea maro, dar găsești destul de greu și nu mi-e clar dacă aceea e ok, e ok. Măcar e reciclabilă. Deci, la ce să ne uităm? Mai ales, uite, dacă avem și copii, că ne dorim să aibă copiii cât mai frumos împachetat, Depinde foarte mult, cred că e o chestiune de mentalitate, în primul și în primul rând. Ca părinte, pot să spun că, într-adevăr, ai tendința să iei multe, să fie, să se bucure, să compenseze poate timpul pe care nu l-am petrecut împreună, orele în care am fost la servici. Toată nebunia asta, cumva, cred că e cel mai mult în mintea noastră, dar copilul s-ar bucura mult mai mult de experiențe împreună și, sigur, și de cadouri. Mai că și cadourile astea, nu văd de ce nu s-ar bucura de jucării de lemn sau produse făcute local, nu plușuri din China, ci pur și simplu păpuși făcute din cârpă. Mi-aduc aminte când eram copil, nu avem cum să comparăm copilăria noastră cu ce se întâmplă acum, dar mi-amintesc că bunica mea știa să facă păpuși din materiale, da, din cârpe, pur și simplu îmi făcea câte o păpușică și mă jucam, mi se părea la fel de frumoasă ca o păpușă din magazin. Ce-ar fi important să ne uităm pentru copiii noștri să cumpărăm jucării produse local, asta în primul rând, de ceva timp nu mai stau în România și mă uit aici față de cum e acasă și văd o tendință foarte accentuată de a educa consumatorii să consume local. Cumpărați ce e produs aici, pentru că în felul ăsta veți încuraja afacerile locale, evident veți micșora amprenta de carbon, că una e să cumpărați ceva de aici, alta e să fi venit cu un container pe vapor din China să fi străbătut mări și țări. Luați de aici. Susțineți locurile de muncă locale. Asta mi se pare esențial. Sigur, trebuie să existe și aici producători mici care ar fi încântați să fie susținuți de voi. Sigur că o să plătiți ceva mai mult. De ce? Pentru că salariile din România nu se compară cu salariile din China. Dar vă veți gândi, și nu doar asta, și faptul că ele sunt produse etic. Știm cu toții ce înseamnă industria textilă, de exemplu, și cum se produc tricourile alea care ajung să coste, nu știu, 30 de lei în magazine și dacă plătim prețul ăsta, cineva a fost exploatat și nu a fost remunerat corespunzător pentru munca lui. Vrem să facem asta? Vrem într-adevăr să susținem genul ăsta de business-uri sau vrem să fim corecți și cumva să ne respectăm principiile? Pentru că nu trebuie să facem asta doar la nivel declarativ. E important să punem în practică ceea ce spunem că reprezintă valori pentru fiecare dintre noi, da? Hai să cumpărăm
cât mai puține ambalaje. Hai să luăm un săculeț drăguț, că uite, avem săculeți cu motive de Crăciun de la atelier, în loc să folosim hârtii obișnuite de ambalaj. Și dacă chiar vrem să folosim hârtie de ambalaj, hai să ne uităm pe ea. Dom'le, e certificată, îmi scrie undeva că acel Forest Stewardship Council a certificat că hârtia asta nu e obținută, e obținută prin reciclare și nu tăind nu știu câte păduri. Revin la bine primit. Noi suntem foarte atenți acolo ca la ambalaje să folosim doar carton reciclat. Să avem până și buletele de protecție pe care le folosim la cadouri, ne uităm să fie compostabile. Am găsit o sursă de pufuleți din aia care se pun în ambalaj cât să păstreze produsele la locul lor, dar care se pot pune în compost după. De ce? Pentru că e foarte important să bifăm, să și nu neapărat să bifăm, ci să fim, nu știu, true to yourself, ea zice, să ne respectăm credințele și valorile. Teia ne oferă o alternativă mult mai bună la hârtia de cadou. O să aflați după pauză, în care vă spun câteva curiozități despre hârtia de împachetat și risipa de sărbători din lume. Știați că în Marea Britanie, de exemplu, se folosește doar de Crăciun hârtie de împachetat care se întinde pe aproape 400.000 de kilometri? Se vând cam 1 milion de felicitări de Crăciun în UK și reprezintă de asemenea o mare risipă de hârtie pentru că nu mai pot fi refolosite și nici nu sunt păstrate. Doar una din 4 felicitări se reciclează. 125.000 de kilograme de ambalaje de plastic sunt folosite în Marea Britanie și 16 milioane de calendare advent sunt vândute în această țară, majoritatea conțin un tip de plastic nereciclabil. Decorațiunile ar trebui să fie din material care pot fi măcar reciclate sau făcute din natură, felii uscate de portocale, bețe de scorțișoară, conuri de brad. E momentul în care putem fi foarte creativi. Cu capul în nori, un podcast de Alexa Stănescu. Proiect realizat împreună cu Asociația Viitor Plus. Am revenit la discuția cu Teia Ciulacu și Doris Stroiescu de la Viitor Plus și bine primit și vă promiteam o idee inedită de a face un cadou și mai ales de a ambala un cadou sustenabil. Am vizitat recent atelierul de pânză și o să vă las pe Facebook câteva poze să vedeți cât de bine este totul organizat, câte idei de produse au acele doamne care lucrează la mașina de cusut. Ne-am început cu niște mașini second hand, pe care doar atâta ne-am permis să le cumpărăm atunci, și cu 3 angajați. Acum aici este unde am ajuns după 14 ani și lucrăm mai multe tipuri de produse. V-am explicat cum dorința noastră de la început a fost să înlocuim dânga de plastic, să avem o alternativă naturală. Te-a mai explicat că materialele vin din resurse care poluează cât mai puțin. Asta este bumbac netratat, nenălbit, care vine la balot. Ne uităm inclusiv de unde vine. Am putea să-l luăm mai ieftin de prin Bangladesh sau India, dar ne-am uitat. În România nu producem bumbac. Ar fi Turcia mai aproape, cel puțin unde se produce bumbacul, dar ne uităm măcar țesătura să fie făcută. Au dispărut și ultimele fabrici de țesătură de la noi. Am ajuns în Transnistria. Deci de aici vine cel mai apropiat, că ne uităm la amprenta de carbon la furnizor. O sacoșă de pânză are multe utilități. Poate fi o geantă, nu doar o sacoșă de cumpărături. Acum de sărbători, sacoșa poate fi folosită într-un alt mod. Avem diversitate de produse și la atelierul de pânze, deci nu mai cred că sunt peste 200 de produse, că nu facem doar sacoșele, avem multe alte produse și ghiozdane, corsete, porfarduri și așa mai departe. Și astea vin de multe ori ca soluție de ambalat a cadoului, că umpli acele sacoșe cu ceva. Mai avem și parte de mâncat, pe lângă ce a mai zis Doris, că nu doar cu unități protejate colaborăm, ci și cu mici producători. Mici producători sau afaceri sociale care susțin alte grupuri vulnerabile, cum sunt cei de la Concordia, care au niște dulciuri absolut spectaculoase. Noi, cozonacii pe care îi dăm în fiecare an angajaților de la Concordia vin, pentru că sunt absolut delicioși. Și asta e un lucru pe care chiar vreau să-l zic, că poate lumea s-ar putea să gândească ok, că ar face chestia asta, nu știu, alegerea unui cadou sustenabil din milă, hai să fac o dată, o faptă bună sau ceva de genul ăsta. Noi și cei cu care lucrăm punem mare presiune
această calitate și mi se pare foarte important să înțelegem că chiar dacă vine dintr-o întreprindere socială, bunul respectiv este un bun de multe ori net superior altor bunuri similare și poate doar testându-le o să vă dați seama. Deci noi nu cumpărăm alți cozonași din altă parte, nu doar pentru că sunt întreprindere socială, ci pentru că sunt foarte gustoși. Da? Deci... La fel, sacoșele noastre sunt făcute foarte rezistent. Da? Avem cusături care fac materialul în sine pe care îl alegem și cusătura este una rezistentă. Nu se deșiră sacoșa pe două utilizări după ce ai cumpărat-o. Deci, e important să ne uităm și la genul ăsta de aspecte. E o recomandare pe care oricum o avem și către toate întreprinderile sociale aflate la început de drum, pentru că nu poți să compensezi latura socială cu lipsă de calitate niciodată. Din contră, de cele mai multe ori găsim această extra calitate care, din punctul meu de vedere, justifică și added value la preț, valoarea suplimentară. Perfect. Dacă ne gândim strict din perspectiva de ambalare de cadouri, da, avem genul ăsta de produse în atelier, este produsul nostru de bază, sacoșa de pânză, care de fapt are utilizări multiple. Eu de ani de zile folosesc sacoșa în loc de geantă. Nu mi-am mai cumpărat o geantă, că nu mai e nevoie, este atât de drăguțe și avem o varietate și de modele și de grafică. Nu am simțit nevoia să mai cumpăr genți ce făceam acum, nu știu, 15-20 de ani când aveam atelierul de pânză. Ele evident pot fi folosite și pentru tradiționala sacoșă de cumpărături. Dacă n-ai chestii foarte voluminoase, să ai o sacoșică cu tine mereu pentru diverse cumpărături ocazionale care ți apar, cred că este o normalitate în ziua de azi. Și o altă utilizare în preajma sărbătorilor, că nu vorbim doar de Crăciun, ci de Paște și de 1 iunie și când, nu știu, te duci la ziua unui copil la școală, în orice context ai avea de dat un cadou, evident că sacoșa poate fi folosită să-ți înlocuiască o pungă clasică de hârtie, de exemplu, care de multe ori e de unică folosință. Mai știu persoane care le mai păstrează și poate le mai refolosesc o singură dată. Dacă, de exemplu, hârtia respectivă e lucioasă și mai are și o folie mică de care nici nu-ți dai seama de plastic peste, că așa, vezi, Doamne, e mai rezistentă sau e mai, nu știu, shiny, drăguță cumva, li se pare lor, din perspectivă de mediu, un dezastru, pentru că nici nu poate fi reciclată hârtia sau cartonul cu plastic peste, deci toate tipurile astea de produse mixte. Deci dacă suntem un pic atenți la în ce ambalăm cadourile în general, o sacoșă de pânză are o utilitate multiplă și pe termen lung. Deci le-aș recomanda tuturor să folosească cu încredere o sacoșă, indiferent de unde, trebuie să fie doar de la atelierul de pânză. Sau să refolosească orice au în casă. Până la urmă și cu din ziar și niște fundițe pe care le găsești, poți să faci un pachet drăguț dacă știi să-l aranjezi. Orice, mai puțin să cumperi de la zero lucrurile, înseamnă un bine făcut mediului. Dacă ne uităm dincolo de ideea de împachetare sustenabilă la conținutul cadoului, că toți suntem de Crăciun, în atelier am început să facem cu ajutorul colegilor noastre de la croitorie, care sunt foarte creative și iscusite în meseria lor. Apropo de dincolo de dizabilitate, sunt foarte multe abilități. Facem acum niște decorațiuni de brad de Crăciun, făcute din resturi textile și ies de la gnomi, ursuleți, zâne, îngerași, diverse produse foarte drăguțe care se pot pune în pomul de Crăciun fără să fie făcute din plastic sau foarte ușor perisabile, că la asta ne uităm, să fie drăguț, dar de folosință îndelungată și făcut din materiale naturale, făcut din materiale care poate să, măcar să se biodegradeze dacă nu se reciclează. Da, vedeți sacul cu resturi textile. Avem acum o noutate la atelierul de pânză pe care ne-am dorit-o de mult din perspectiva propriilor deșeuri, pentru că avem obiectivul ăsta de zero waste, zero deșeuri în tot ce înseamnă proces de producție, pe care ni l-am propus încă de la început. Am folosit, de exemplu, resturile ca să prindem o etichetă care e făcută din hârtie reciclată.
Deci bucățele din pânză în loc de șnur sau oață sau alte lucruri iarăși cumpărate de la zero. Deci noi ne folosim propriile noastre deșeuri ca în diverse contexte și cu diverse utilizări. Dar chiar și așa față de, nu știu să zic, media industriei, care e undeva la 30% pierderi, noi avem o rată de 5% pierderi în atelierul de pânză, dar ne dor și alea 5% și ne-am gândit ce putem să facem și pentru ei. Și avem un utilaj pe care tocmai l-am achiziționat printr-un grant de la Ministerul Economiei, care ne ajută să tocăm foarte mărunt aceste resturi textile și să folosim tocătura respectivă ca umplutură. Deci acum ne pregătim să facem perne, pernuțe, jucării și, deci, și mai nou aceste decorațiuni că sunt de sezon. Deci încă o dată, fără să cumpărăm lucruri noi, fără să cumpărăm materie primă nouă sau fără să folosim vreuna care conține plastic, ne folosim propriile noastre deșeuri ca materie primă. It's beginning to look a lot like Christmas. Putem cu toții să facem un bine dacă ne schimbăm perspectiva, dacă ne gândim la alte aspecte atunci când alegem să facem un cadou. Iar cadoul cel mai de preț este cel din suflet, cel în care poate noi îl facem. Nu trebuie să ne impunem să facem toate schimbările din acest an deodată, dar dacă aplicăm măcar un singur lucru din acest an, renunțăm la hârtia de împachetat, de exemplu, sau la a cumpăra multe cadouri sau a trimite felicitări, începem un nou obicei sănătos care ajută. Și anul viitor poate mai adăugăm altul. Poate mai bine face mai puține cadouri și mai valoroase decât multe, doar ca să bifăm încolo și încoace. Cred că e important să îl facem din suflet un cadou, nu doar Ce că trebuie. zice undeva da, că trebuie. Să ieșim din trebuie și să facem pe bune lucrurile, în general, să le facem pe bune în viața noastră. Cred că ar fi un pas înainte. Cred că e și mai valoros, scuză-mă, cadou dacă e ceva făcut de tine decât atunci când te duci și l-ai cumpărat. Dacă reușești să dai mai departe și mesajul ăsta că, uite, m-am gândit la tine, știu că ți-ar plăcea lucrul ăsta, deci l-am făcut special. Mi-am luat din timpul ăsta și nu doar m-am dus într-un magazin și ți-am găsit ceva, ci pur și simplu cred că asta ți se potrivește ție și, uite, e ceva făcut special pentru tine. Episodul despre cadourile de Crăciun se încheie aici. Le mulțumesc invitatelor mele. Sper că veți alege puțin mai înțelept cadourile anul acesta. Ne reauzim anul viitor cu bine! Cu capul în nori, un podcast de Alexa Stănescu.